Ne-aș vrea o punguță? Păi nu știu asta, cred că nu ajunge, nu? Hai una, că nu prea vreau eu. Eu mă doar am... Păi, să mănânci, păi, dar să mănânc. Eu mănânc două linguri și nu mai vreau. Am, Oana, poate să mănânci, te rog. Iura, știi că n-am, nu prea aveai... Andrei, Cristina, au sunat persoane, au spun că vă susțin și vă iubesc. Nu mai știu nume, că au fost foarte multe. Ți s-ar fi transmis că nu ar fi de la ea? Așa e? Sunt de la ea. Să ai încredere că sunt de la Ruxandra Trandafiri. Căci că ți s-ar fi transmis că nu ar fi de la ea. Da, a fost o veste. Da. Raimund Constantina, foarte mulți susținători au spus că vă înțeleg. Da, foarte mulți susținători au spus că vă înțeleg. Așa critici nu v-ați auzit. Ia, hai, spune ce-i făcut. Da, nu știu, e aiure, știi că trebuia să vorbească și Mariana, vreau și eu să vorbesc. Hai să mergem. Am fost făcută în toate felurile astea, contează mai puțin cum mi-a spus mami că... Asta când? Ai vorbit cu mami tău? Cine ți-a zis? Că nu știu. Eu nu contează, oricine și-a dat cu părerea, oricum a fost. A încercat și Traian să intre, dar n-a reușit la telefon. Contează mai puțin. Și doamna Gabi a încercat să facă cumpul, dar n-a avut. Și ai vorbit decât pe internet? A spus chiar că spunea că susține alte persoane, că ne potrivim foarte bine. Mergem afară? Haideți afară! Am vorbit cu o colega mea de facultate. Ce vorbim? Care o susțin și eu. Ce ți-a zis? Nu o susțin! Nu am încredere în el. Că mă iubești enorm și că... Ai fost când voi ieși afară. Scuze-mă puțin. Dar tu puteai ai vorbit pe Facebook? Da. Păi, ce vine la? Și ce sfaturi ți-a dat? Mi-ai zis că să fii puternică, să nu mai vorbesc de luni în emisiune, să fac greu. Adică să nu mai deschid gura. Așa. A zis că mă așteaptă. A încercat să mă luăm și mă mai mai dat, că nu i-ar fi răspuns. Așa, acum, na, nu știu. Ei, a spus așa că... Mi-a zis că e foarte revoltat pentru ceea ce s-a întâmplat aseară. Cu lumea azi? Da. Așa. Și mi-a spus că e acolo va începe munca și că atunci când voi ieși, va lua, cum ar veni, un apartament și vom sta amândoi. Și vom locui amândoi, că a zis să am încredere în el să nu ascult ce mi se spune. Doamna Gabi a intrat? Mi-a zis că pozele în care apăreau, așa, erau verișoarele lui. Așa, și comentariile că... A, comentariile erau pe verișoarele ele. Da. Așa. M-au salutat domnul Traian, doamna Ileana. A spus că mă pupă, mă iubesc. Ce mi-a mai spus? Doamna Gabi mi-a spus să am încredere în ea. Tot ce mi-a spus. A zis că o să-mi trimită poze pe marți. Dar nu ți-ai ce s-a întâmplat. Mi-a zis să fac cerere. Și mi-a intrat și susținători, mi-au spus că așa cum Laura a reușit să ia, să intre. Să intre din iubire? Da, exact, să fac și cerere, să ies prin iubire. Da, exact. Deci și ce au zis cu... Mi-au spus, Traian mi-a spus de asta, când voi ieși afară, cum ar veni, cum mă voi merge la doamna Gabi și îmi va lua doamna Gabi bilet și voi ajunge acolo. Bine, eu i-am spus că vreau el să fie aici. Ei, da, dar știi cum e? Pentru ce să mai fac el un drum din Spania până în România, când te poți pleca tu direct? Poate pentru mine, nu știu de ce. Da, știu, dar e un drum care îl face el când tu de aici poți să... Pe drumul făceam eu... Guri, vezi că Grecia e Grecia, vezi că până în Spania faci o 4 zile cu autocarul. Da, știu. Deci nu e să zici că e Ungaria, ai fugit în 8 ore, ești aici. A, am mai spus că se uită pentru Naplei, că l-am întrebat. Se va uita de seară. Mai mai ales la grătar. Ah, se va duce la Lidia. Unde locuiește ea? Și așa critici, ți-ai auzit? Nu. N-am băgat în seamă că mai mult am vorbit cu el. Păi, doamna Gabi. Fetele de la... N-am mai avut timp să... Dar susținătorii noștri ce-au mai zis? Da, mă susținători. Da, mă susținători. A încercat să intre la telefon, dar nu a reușit. Nu. Mama Mariana i-a reușit. Foarte bine. Tu ai avut noroc, Mariana, cu telefonul. Mariana, cum poți să ne povestești? La mine nu.